Ok, deci salut tuturor și bine am găsit la un nou episod de Iepurași și Năzdrăvani. Mi-a cerut foarte mult să mai facem episoade din această serie. Așa că am zis de ce nu. Oreo, aici e pufoasa, pufoasa a mai crescut. Bineînțeles că și Oreo a mai crescut. Dar uitați cu pufoasa ce coamă. Ce coamă, e murdară cu rumeguș. Ce coamă și-a făcut. Adică uitați și voi. Și sunt și mai mari considerabil cu videoclipul trecut, pe care nu știu când l-am filmat, ăsta este episodul 3, cred, sau 2, nu știu, sigur. Dar oricum a trecut ceva timp. Hai, pufoasă. Pufoasă e acolo după ăla. De... Da, noi am rămas fără mâncare la ei. Le-am dat ieri și alaltă ieri pâine uscată. Și azi le voi mai da, că am uitat să cumpăr. Da. Când filmez e ora 10, 10 și 6 minute. Le-am dat și de mâncare la găini și acum am zis să vi arăt. Știu că vă place de ei. Vi se par drăgălași. Ia scoate și pe iarbă, doar că mă tem că e prea dimineață și încă e rouă. Sincer, nu știu exact, nu m-am verificat. Dar ca idee. Da. O să mai vând din păsări, dar asta nu e important în acest... O, da, o să mai vând din păsări, dar asta nu e important acum. O să vă spun în episoadele viitoare. Nu-i băie! Băi! Băi! Plec de acolo! E o coajă de oucă. Am spart un ou. Fui, băi, micterule. Nu vi vrea pot arăta mai bine, că sunt cam sperioși când sunt pe afară. Îi prind destul de greu. Îi mai las, v-am spus. Îi mai las pe afară. Uitați, acum văd că năpârlesc. A fugit, că e nebună. E nebună, mică. Asta e mai cu minte, deci... Mascul e mult mai cu minte și nu are o coamă așa de mare, dacă vedeți. Ca idee, stai. Nu are o coamă așa de mare. Nici pe la urechi, nici pe... Pe la bărbie. Da, să-mi spuneți ce părere aveți de el. Și de femeia, dacă femeia nu prea stă. Nici l-a filmat, nici s-o prinzi. Uitea cu vine, dar... Ia uite. Ce faci tu? Bolfoasă, mică, ia. Ce bolfoasă e. Nu era așa, era mică. Acum nici nu mai pot ține în palmă. Zgârie foarte rău. Cred că v-am mai spus treaba asta. Știu că am tot scos aici și v-ați vrea să-i vedeți pe iarbă, dar nu pot acum. Pentru că mă tem să nu cumva să fie problemă din anumite situații. Cum ar fi inclusiv... în cazul în care iarba e udă. Adică mă tem și de treaba asta. Așa ca idee. Uitați aici, frumoșică. Ca întotdeauna de când o am, dar că nu o pot prinde să vă arăt mai bine. Ideea e că n-am nici trepiedul la mine. A fost așa o chestie spontană, dar... Da, uitați, zici că e un... Uitați ce drăguță e. Nu știu, mai diferită ca mascul, deci mascul chiar nu are coamă, uitați-vă că el nu are deloc. Și uitați ce coamă mare și-a făcut. Hai băi, mititicu aici. Ne-am mai scos de mult pe afară, cum i-am scos iar. Stați puțin. Vedeți cum merg. Dar trebuie să mai și curăț balastrul ăsta, că s-a cam murdărit. De găinați am scos și padamanii, i-am lăsat câteva zile. I-am lăsat câteva zile la rând. Uitați acolo, au mers amândoi, dacă îi observați. Uitați. Da. Filmare mai haotică. Hai să vedem. Vedem puțin. Ce faceți, băi? Băi, fricoși. Fricoșilor. Fricos, mai ales femeia, v-am spus, e sumega fricos. Ce faci, măi? Băi! Piticotule. Dar nu o să vină la mine. Uite, a venit femeia. Yes! Am putut-o prinde. Să vă și arăt. În primul rând o să arăt că zgârie. Uite așa m-a zgâriat. N-ai cum, uite, lasă tot felul de smocuri, că nu vrea, băi, să stea. Nu vrea. Înainte erau și mai cuminți. Da, na, ce se face, au mai crescut.
A dat seama că nu or să mai stea acu. Băi! Pititicul ăsta a fugit, ăsta tot pe acolo stă. Deci ăla e locul lui. Ca idee pe el, vi-l pot arăta, că femeia e mega speriasă. Și el e. Hai, băi, ciupilică. Băi, ciupilică mică. Băi, ciupilică. Am mai crescut și nu mai sunt așa mici. Uitați-vă, gândiți-vă că puteam să-l țin în palma cu ea. Nici nu mai pot să-l țin, să-i cuprind ambele picioare. Uite ce mare s-a făcut. Mai mult de atâta, o să mai crească poate puțin de el. Dar nu foarte, foarte exagerat. Știți că mie îmi plac așa mititei. Am de gând și să-i înmulțesc pe prichindei. Ăștia doi dulufoni mititei. Acum te-ai imobilizat aici, du-te. Du-te, băi, hai, fugi. Fugi înapoi la soțioara ta. Fugi înapoi la soțioara ta. Mănâncă și el ce mănâncă pe aici. Oricum, ideea e că m-am gândit să-i scot pe iarbă. Poate chiar în acest video, mai avem 4 minute. Uitați acolo și pe mine. Pentru că doar 10 minute pot să filmez, dar la o adică mai și fac o altă filmare. Stați că nu-mi place ce văd aici. A avut mizerie pe aici, pe la urex, că voi n-ați văzut nimic. Să mai arunc din găinați, că uite, e pe aici găinați. De ăsta întărit de... Tot că mi se de s-a întărit de padoane și de aia că trebuie să îl curăț. Balastul mă tot nervează, de aia tot iau de aici. Vedeți? Din nou găinați. În fine, nu asta e important. Iepurașii sunt importante în acest video, așa că haideți să încercăm să îi ducem pe iarbă. Bineînțeles, m-am gândit în păsărar. Ideea e că nu știu dacă îi pot să-i prind iarăși. Dar haideți să verificăm dacă iarba e ok. Dacă e udă, dacă nu e udă. Haideți să verificăm și poate strecurăm un păsărar. Da, se pare că e udă, vedeți roa. Nu o să pot să-i bag. Stai, o să revenim cu ei pe balastru. Revenind aici, uitați, i-am prins pe amândoi acolo, op. Hai să vedeți și femeia puțin să o mai vedeți, că nu prea ați văzut-o. Că e nebună! E nebună femeia asta. Vedeți că arată mult mai ciudat, așa, de când s-a schimbat. Fuge, băi, uitați ce fuge! M-a scurat o toare blunciu cu minte. Să mai arunc din găinați. Alebi. Mă enervează când îl văd aici. Uite ce fuge. Femeia, uite, vine, ce faci tu? Tu nebună, că tu pleci. Aici ți-am capturat masculul. Ți-am capturat masculul, mângâi aici. Ți l-am capturat. Mai focalizează ceva? Dar trebuie să focalizezi automat, nu-mi place. Nu-mi place să focalizez eu. Ce fac? Bă, masculule, nu ai fugi. Stai aici. Nu mai știu că așa se iau iepurii, dar eu mai iau și așa, de sub, nu știu, ai mei nu stau, adică ai mei sunt destul de sperecioși, nu-i scot foarte des afară. Uite și femeia, îi scot doar aici pe balastru în mare parte. Uite ce frumos e. Ce faci tu, nebuno? Ce faci tu? N-ai cu cine cu iepurașii ăștia. Sunt fricoși, mă, uitați, dacă încerc să o prind, mă repesesc pe ea, am prins-o, gata, te-am prins, gata, pitico, vreau doar să te arăt, nu-ți fie frică, nu-ți fac nimic, hai, stai aici, băi, așa fricoasă, că nici măcar la mângâia nu mai stă, gata, am imobilizat-o să stea, nu cred că e frică, că am pus-o așa, uite, fuge, nici nu mai o ajungi. Iepurașul e foarte blând. Ce faci, mă, piticuțit? Ăsta n-are nicio treabă. Femeia e mult. Eu așa cred că sunt pereche, adică eu nu m-am mai uitat la locul lor, adică, mă înțelegeți? Nu mă pricep să deosebesc. Dar așa a spus omul de acolo. Mie așa îmi pare, pentru că, uite, asta are coamă mai mică. Femeia, uite ce coamă.